Salutare! Trebuie să-i las ceva colegului meu în cabina utilajului, dar nu pot să plec fără să dau o tură cu el. Ați ghicit, este vorba de un zimbru. Are motorul schimbat. Nu știu ce tip de motor are pe el. O să dăm o tură repede cu el. Opa. Colegul meu pregătește să bage la grâu. Ia să vedem, să-i punem, despre asta e vorba, să-i las aici în cabină. Deci avem și niște șleauri unde s-a închis arătura. Face treabă cu unul. Dar mai dăm iar în diagonală. Eu o să-l întorc, să văd unde fac loc să-l întorc, că trebuie să plec acasă. Pe fundal acolo avem avem un grâu răsărit, cred că e ors de fapt ăla. Dar e mult prea devreme. Încă se poate semăna grâu la ora asta. Dacă nu știți ce să faceți, sunteți confuzi. Eu vă spun din experiență că am semănat grâu pe 1 decembrie. Aveam 19 ani. Și am făcut 4 tone jumate. Așa ușor. Așa, încet. Opa. Nu știu dacă v-ați dat seama sau dacă știați. Este un tractor articulat. Vecinii au pregătit pentru floare la an. Se poate observa cât de bine au pregătit, bravo lor, dar deja a făcut crustă. Terenul este clar suprafragmentat. Eu nu vă recomand să faceți astfel de greșeli. Bineînțeles că ne adaptăm utilajelor pe care le avem în fermă. Dar domnul profesor Berca are câteva eseuri, câteva cărți scrise de structura, despre structura solului și cum să evităm supra-structurarea lui. Vă recomand să citiți lucrurile domnului Berca. Eu am avut plăcerea să și merg la dumnealui în fermă când am făcut practica. Ăsta până la primăvară o să treacă până în gheț, de gheț. O să se taseze.
bravo lui că a putut să lucreze așa bine, dar nu e nici cea mai bună soluție. Acolo sunt două semănători care așteaptă. Da, cam acesta a fost Zimbru. O să-l opresc aici ușor. Are niște frâne de îngheț pe ele. Lăsăm obiectul aici și urmăriți canalul prietenului meu. Îl pun în descriere, pun adresa în descriere. Opa! Cam atât astăzi. O seară frumoasă tuturor, la revedere!